bune, noi le fotografiam și noi să le avem, le fac importante. Vreau și să mă răpat cineva pregătite așa, da? Să apară poate acuși cineva cu mașină, da, primarul, să vină pe la șese. Iată, doamna are niște fotografii. Aici este tatăl meu. Cu uniformă de... De română, da. Militar, da, român. Și acolo familia. Și aici noi trei am fost. Avem 8 ani jumătate. Acolo, în Siberia, v-ați fotografiat. Da, și ne-au luat de aici. E ca aici, anul de parte, am trăit. În gospodăria comunală și... Căsile au fost tătă, este tătă, distrus, tătă, le-au lăsat. Le-au luat la stat, au făcut acolo din toate. Da, istorie mare la noi, istorie mare. Păi hai să o povestim. Hai să o povestim la cameră, o punem pe internet, să afle lumea. Vreți? Vorbiți? Acuși. Ia ca aici, uitați-vă. Adresa unde v-a dus, sau lista de oameni ia care... Ia ca. Înscriș în lista... Cheburilor. Cheburilor și deportați în 49, în Irkutsk. Da. Da, e ca harta acolo, puteți să ne arătați unde e Irkutsk. Iată Irkutsk aici lângă Baikal, nu? Lângă Baikal, da, da. La jos, jos acolo. Da, da, este, l-am găsit. Da, am fost la Baikal. La vârsta de 16 ani mai jos acolo, am fost pe tatăl meu acolo. Asta e Baikalul ultima Rusie. Și el și era în alt lagăr? Da, el în dar lagăr. Cum l-ați găsit? Cum? O trimitesc sori sau cum? Nu, adică am fost deportat mai aproape de el departe. A, i-a dus aproape. El mai trimite aici, mă rog, și apoi mă zice că e ca unde e. Dar adresa. Prima dată în 51 am fost, în 51. În 51 am fost, eram păduri, nu departe, vreo 7 km de la cale ferată. Și ne-am dus acolo. În fine, hai să vă povestesc de la început. Da. Și ți-i vede de la început de da. Bună ziua. Da, întotdeauna ține și eu. Și început în familia noastră în 44. Noaptea au venit militare acolo care au venit și l-au arestat. Tatăl, ultimul cuvânt, l-a strigat, Vărvară, să ai grijă de copii, că eu am să mă întorc, în fine. O ieșit și ăsta. Ești 4 ani, pe mama o arestat-o. A zis că ei din familie de cheburi și-i dătoare cu 7 kg de carne și 139 de kg de porumb. Dar ce era asta? Cota ce e la stat că ar trebui dat sau ce fel de dat? Da, e de dietă cele, da? Motivul lui e și e din familie de cheabur și aici. Și-a arestat-o și i-a dat 6 ani și-a dus-o în Novocercasă. A trecut 9 luni și-a venit pe noi copiii să ne iei. Dar cu cine ați rămas? A rămas un frate mai mare din 27, dar el avea familia lui, avea ăsta, da? Așa mai este un frate de-a lui tatu meu, el n-avea copii și el a fost tot în Sibirie și este. Și fratele nu ne-a dat, că eu a venit dintr-o dată să ne iei la casa de copii și nu ne-a dat. O zic că aici să moară, știu că a murit aici lângă mine, dar eu nu-i dau, nu-i dau. Și am ajuns, a venit și noi, ăsta ne-a zbârlit ca niște bostane în mașină și ne-a dus la Bucovăț. Câți copii? 3 copii. Mă, tu aveai 6 ani și ceilalți mai mari, sau? Eu aveam 8. 8. Și ceilalți 11 și 12. Mai mărișorul, da? Da, mai mare. Sora din 36, fratele din 37. Dar cum de nu l-a luat și pe fratele cel a însurat? Acela l-a luat și pe dânsul. L-a luat, dar el era deoparte. Așa, în fine, da. Separat familia. Da. Mamă, tată, copii separat. Da, și am ajuns la Bucovăț și acolo așa de mult eram în vagonul și ala, că când am intrat, am pierdut cunoștință și am căzut jos. Și era un berlic mic așa și l-a stricat și a început să vie aer și ne-a revenit. Era cald ca acum, nu? Iulie. Da, da, da. Și am ajuns acolo, la kilometrul 92, așa în Sibirie, de până acolo. Tare multe, Doamne ferește, câți copii au murit, le mormântau alături de cale ferată. În tren, în vagon mureau, da? Da, da. Și am ajuns acolo și ne-au dus în pădure.
de vreo 7 km de la calea ferată, era de am construit, cum se spune la ruș, baraj. Uh-huh. Niște căsă, ca, niște este ca de vite. Uh-huh. Dar nu erau acoperit, nu m-a construit așa de lemn, fereste nu, ușă nu. Și au început a noștri sărmanie să facă. Și am luat părinții de-amă care ăsta, eu luat la lucru câte 14 ore lucrau. Veneau seara de mâncat, nu era și mânca. De decât o pâine și așa era, știți, nu coaptă până la urmă. În fine. Și pe mama o eliberat-o în 51, că eu eram cea mai mică, și adică o familie care e copilul mai mic. Și au venit aici în Nespăreni, căsele noastre erau aici, nu departe, stăia. Nu i-au dat voie. Au trăit la gazdă. Pe urmă, cineva a zis că n-are voie să ducă la strășări. S-a dus o ghecină cu dânsa și a sus la Chișinău și la Chișinău i-a permis că e să vie să trăiască aici, din unde ei născută. Și-a venit aici de lucru, nu-i dădeau iară tot. Cine gândiți? Moldovenii noștri, așa. Că era soție de culac deportată, da? Da. Și am cineva a aranjat-o la lucru și eu scris, eu spus că scrie verbală, că să-ți dea drumul la copii acasă. Și-o luat și-o scris și când a ieșit de la serviciu, a arestat-o pe stradă și ne-a adus-o în Siberia 9 săptămâni. Din lagăr în lagăr a mers așa. Încă o dată? Încă o dată. Că de ce a scris plângeri? Că o zis că, adică, din când se-mi dea nou drumul, mai bine și pe dânsa să o ducă acolo. Și am trăit acolo până în 58. Ne-am dus la lagărul unde era, nu departe de acolo era așa, ne-am dus noi toți trei. Și când mi-a văzut comandantul lagărului, s-a sculat în picioare și de pe scaun, s-a zis că, ce copii ați venit să vedeți, da? Cât vreți să stați, cât a să ne dați, dar era voi o zi. Și el ne-a dat 3 zile. După aceea pe dânsul l-a dus la Baikal, aveți pe hartă, și acolo de amul. Amul la vârsta de 16 ani, la vârsta de 16 ani, i-a spus mamei că eu vreau să-l găsesc pe tata. Prima, ești copil, ești așa pe mamă, mă sui în tren și mă duc și-o găsesc pe tata. De la Irkutsk la Baikal era aproape, da? Da, nu, era vreo 1000 de kilometri. Oho, pe hartă pare alături. Da, calea ferată, trenul mergea. Uh-huh. Și am ajuns sala și o familie tânără a văzut că eram la gară, a văzut că eu, ăsta și m-a întrebat, că eu am venit ea ca așa, așa. Și ei m-au luat și ne-au șternut jos. Da, și am mai dormit. Așa am șezut toată noaptea îmbrăcat și dimineața la 5, tot când i-a arătat, mergi pe marginea în Baikalului, așa și găsești acolo așa. Lagărul cel. Lagărul. Uh-huh. Și așa, mai jos, a stat 3 zile și în 57, după moartea lui Stalin, l-a eliberat. Adică a eliberat populația care a fost. Deci l-ai găsit pe tata, ai vorbit cu el? Da, da, am vorbit, 3 zile am stat acolo cu dânsul. Era voie, da? Da. Membru da. De familie. Și am venit acasă, în 57 pe dânsul i-a eliberat, în 58 am avut dreptul să venim acasă. Și când am venit acasă în octombrie... Cu toată familia deja. Toată familia. Nu numai mama și nu fiica cea mai mică. Și a venit atunci vreo 6 familii. Da. Tot din Nespăreni. Da, tot. Și... Eu am venit în octombrie și în noiembrie, 24 de ore, să eliberăm teritoria Moldovei iară. A treia oară de-a? Da. De 3 ore ai fost? M-au luat-o pe mama? Da. Și-o dus-o și ne-a lăsat, papa cu 3 copii. Și ne-a luat cu papa. M-au luat, ne-au dus aici la șofia lor. M-a dus așa, ne-a luat neapă asta. Ați mă știu nici să fac eu. Am pus-o de la Călăraș, am pus-o înapoi. Era
iar o să o ducă pe dânsa. Ca să-ți bată joc așa de familie. Și v-a deportat a treia oară? Și ne-a deportat a treia oară. În 58? Da, în 58. Iar încă o dată v-a dus? Da. M-am dus, o întors și nu le-a lăsat. Și noi, cele șase familii, s-au dus, au cătat sărmanii, Dumnezeu să-i ierte. Cătat unde și am ajuns în Ucraina. În Ucraina ne-a primit într-un sat unde au trăit nemții. Într-o sat, eu vă spun că de atunci ne-a rămas în cap cu câtă cultură la nemți și câtă... Nu vom ști așa. Asfaltat. Dar pe ei tot e deportat sau de ce nu mai erau? Sau s-au dus în Germania, îmi pare că s-au... S-au dus în Germania, au mai rămas de trânsă, dar după ce ei tăți au plecat. Și am trăit 3 ani acolo. După ce iar au ieșit legea că avem dreptul să ne întoarcem. Ne-am întors, părinții tăceau, nu spuneau nimic, dar noi hai să ne ducem acasă, acasă. Cam o să duce populația și aia, dar și mai pământul tău, țara ta, de ce voi așa aveți ură? Și a venit acasă, a venit acasă, nu avem unde trăi. Am trăit pe la gazdă, acolo, pe acolo. Căsile erau, căsile de bunie, că ei au avut păduri, sărmani, au avut, au fost oameni gospodari, harnici. Și părinții. Și apoi au construit aici, în partea, în deala, și au construit părinții. Altă casă. Altă casă, au ajutat rudele, chirpici, cum de atunci. Da, 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 la clacă știu, da. Și am construit. Casa și am trecut când 78, vine mama plângând de la biserică. Ce plângi mama? Ce s-a întâmplat? E că ne strică căsele. Nu, Dumnezeu cu dânsul, mama. Pe aceea care au fost a lor. Da, da, strică căsele, dar spune care au lucrat acolo, ce, Doamne, cât de lemn erau țigani acolo, frate, ce, cât de lemn în căsele și ele, așa, căsele, puternici. Și ăla e construit cum? Am noi o costui pravlien de colhoz la voi și așa mai... Și am... Chiritori, și am construit eu de-a lor. Am construit și probleme noi. Dumnezeu cu dânsul, că ce au făcut, ce au făcut, dar au făcut tot moldovenii noștri. Moldovenii noștri au făcut. Ei, au primit ordin de la Moscova și au executat a noștri, da. Alte raioane era și sat era și spune, fugiți. Ascundeți-vă, că ea că e doctor Cărlie. Dar la noi nu. Copiii. Sunt putie copiii pe noi să ne deporteze. Cum vă numiți? Fima Zasavnițchi. Zasavnițchi? Da. Sau Zastavnițchi? Zastavnițchi. Zastavnițchi. Efimia. Efimia. Mulțumesc. Născut în... 40. Păi cum dacă aveai... A, da, 8 ani. Da, 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 da. Că ați prins valul din 49, nu din 41. Da. Și, e ca așa. Amintiri. Mulțumim foarte mult.